În aventura de azi voi merge să lucrez un pic la un clip pentru un client. Mergem la Starbucks sau ceva de genul. Acum iau autobuzul și după o să stăm un pic pe afară. Zilele astea care au trecut, am fost foarte ocupat, am avut filmări în fiecare zi aproape. N-am avut timp să respir, n-am avut timp nici să-mi iau barba și mustața. Ieri fiind ultima zi în care am filmat, astăzi urmează să editez și am filmat. Și eventual o să beau ceva cald, nu știu, probabil un frappe sau cine știe. După ce termin de editat, o să stau un pic pe la teatru. Dacă ați vedea cum picioarele de la trepiedul ăsta, de la Joby, ați crede că e nebunie. Am ajuns în sfârșit la Starbucks, mi-a comandat ceva frappe cu cocos. O să-mi scot laptopul acum și o să încep să lucrez. Până mi-l fac ei, o să mai stau un pic, 3-4 minute. Am luat frappe-ul, arată super bine. Numele meu este pe el. Mie îmi place foarte mult zahărul și mi-am luat foarte mult zahăr. Și eu o să mă apuc de lucru. Trebuie să fac o observație. E genial. Și laptele de cocos se face deja dulce, așa că mi-am luat zahăr degeaba. În timp ce lucram aici, m-am întâlnit cu Tomescu și o să fac niște scheme cu Kendama. Cum ați văzut, Tomescu a făcut niște trucuri super tari pe care eu nu l-aș putea face. Ce ai de zis, mă? Tocmai ce am ieșit din mall, am terminat de băut frappe-ul, am terminat de lucrat, am lucrat cam 2 ore sau ceva de genul la clip și am făcut progrese destul de mari. Acum ne îndreptăm înspre teatru. Sper să fie lumea la teatru, că dacă nu o să mă duc acasă. Am ajuns la teatru și l-am văzut aici pe Alin, care și el face scheme cu Kendama. Și o să mergem înapoi la Mercur și la Mercur o să ne întâlnim cu mai mulți copii care se joacă cu Kendama și o să filmăm ceva șmecher. A mers. Stai. Mă uimește puțin chestia că eu înainte când eram mai mic
ne strângea foarte mult cu skate-urile, role, BMX și chestii. Bine, și acum se mai strânge lumea, dar acum am început să apară super multe grupuri din astea de copii sau băieți sau fete care se joacă cu kendama și e interesant, adică îi vezi așa pe la colțuri de blocuri și chestii și pare tare. Deci suntem la Primăvara, un spot unde ne dădeam cu skate-ul. Suntem aici cu Andy și cu Codrin. Am auzit că ei sunt cei mai buni la kendama din Craiova, ceva de genul, și vreau să-i vedem în acțiune. Sper că v-a plăcut foarte mult tricul ăsta cu kendama, pe mine m-au dat pe spate, băieții sunt geniali. O să vă las aici Instagram-urile lor. Care e Instagram-ul tău? Andy.Nicolae _ _ Codrin _ _. Să le aveți aici în jurul lor. Și intrați și voi, dați un follow, ceva, like-uri. Ei mai au și channel de YouTube în care fac tricuri cu kendama și l-aveți aici, o să-l scriu și o să aveți link-ul în descriere cu el. Ei sunt băieți super de treabă și le mulțumim că au apărut aici. Am mai stat un pic pe afară prin centru, după care m-a chemat un prieten, Robi, să mergem într-un local, am băut o bere și acum am ajuns acasă. M-am gândit în ultimele zile la o chestie. Mulți dintre noi probabil am avut momente în care ne-am simțit singuri în viața asta, atunci când te lasă toți și rămâi singur și nu mai e pe nimeni. Și știu că în momentul ăla rămâi așa super lonely și n-ai ce face și ești depresiv. Felul în care gândesc eu este ăsta. Unul la mână, mă gândesc că Dumnezeu e cu mine. Și doi la mână, poate toți prietenii tăi te-au lăsat, ceea ce e normal, pentru că nu toți suntem perfecti și toți mai facem greșeli. Cum ar fi că tu și prietenul tău nu există să nu vă fi certați niciodată și dacă v-ați certat, na, v-ați împăcat că țineați unul la celălalt. Nu știu, noi creștem și pe măsură ce creștem, evoluăm, ne schimbăm și de asta sunt 100% sigur că mulți dintre voi nu mai sunt prieteni cu colegul de bancă din clasa 1 sau cel mai bun prieten al tău din clasa 1, nu mai acum prieten cu tine, gândindu-ne că tu ai acum 16 ani. Mă gândeam la ideea asta pur și simplu, că se întâmplă ca noi să pierdem prieteni, dar până la urmă, cine contează rămâne lângă tine, ceea ce este foarte fain. Așa că să zicem că acum ai pierdut toți prietenii tăi, dar tu pe lumea asta nu ești singur și ideea este doar să vrei să se întâmple ceva și să faci ceva în privința asta. Așa că ieși în lume, explorează, întâlnește noi oameni, împrietenește-te cu lumea, fă-ți prieteni noi. Ideea e să fii tu însuți și cine o să te accepte, te accepte. Cine nu o să te accepte, asta e, dar tu pe lume nu o să rămâi singur, pentru că suntem atâția oameni și atâția oameni au interese comune, atâția oameni au, să zicem, aceleași defecte, pentru că lumea în general te lasă pentru că ai multe defecte. Dar dacă tu dai de oamenii care ți-ar accepta și defectele alea și tu le accepti la rândul tău defectele lor, asta e, ți-ai găsit un prieten bun sau jumătatea vieții tale sau cum vrei tu să-i spui. Sper că v-a plăcut și acest vlog. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați și voi un like. Mă ajută enorm de mult pentru că mă motivează și în același timp văd că voi apreciați ceea ce fac eu. Și dacă v-a plăcut, puteți să-i mai dați și share. Și până data viitoare, nu uitați să dați subscribe la channel și pace!